Salut, salut și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod și astăzi este 24 decembrie, ajunul Crăciunului, una dintre cele mai frumoase zile din an, așa că sper că veți avea cu toții un Crăciun minunat și că o să petreceți timp uh, cu cei dragi vouă, dar astăzi, fiind 24 decembrie, este timpul să deschidem ultimul compartiment din calendarul nostru de Crăciun de la... Lego Gardienii Galaxiei. Am făcut un video cu acest calendar când l-am cumpărat și am zis, v-am promis atunci că voi face și un review cu fiecare construcție și minifigurină pe care o primim din, din acest set. Nu am mai făcut un video cu fiecare zi cum deschid în fiecare zi cum am făcut și anul trecut pentru că nu-mi place să spamez YouTube-ul cu atâtea notificări la niște videoclipuri care la urma urmei nu sunt chiar atât de apreciate, dar haideți să deschidem și acum înainte de toate cred că o să fie Drax în căsuța asta pentru că știu că Drax este inclus în setul acesta și nu l-am primit până acum, deci folosind instinctele mele de Sherlock Holmes, cred că Drax va fi în acest compartiment și am avut dreptate, este Drax cu puloverul lui de Crăciun Wow, ce tare arată capul, chiar arată foarte bine. Haideți să dăm camera mai aproape să vedem. Ok, nu știu de ce sunt incluse niște pietrele ale infinitului, habar n-am care este faza. Dar nu mă deranjează, adică ce e inclus, e inclus. Însă, vedeta aceste minifigurine, adică partea cea mai interesantă este printul ăsta de Crăciun, puloverul ăsta de Crăciun. Adică în fiecare calendar de Crăciun avem câte o minifigurină cu un pulover special. Anul trecut l-am avut pe Tony Stark cu puloverul lui de Crăciun. La uh, calendarele de la Lego Star Wars, cel puțin de anul acesta, l-avem pe Darth Vader cu un uh, pulover de Crăciun cu steaua morții pe el. Deci cam asta e tradiția calendarilor de Crăciun și o minifigurină foarte, foarte specială. Dar îmi place cum arată fața, de ce este verde și nu e mov. Adică la început puteam să jur că Drax era mov. În primele apariții ale lui ca minifigurină, este un mov verzui așa în film, dar nu știu dacă se potrivește mai mult verdele sau uh, culoarea mov. Îmi plac printurile și de pe spate cu notele muzicale, văd că are o lingură și o furculiță și avem câte una de rezervă pentru fiecare. Deci Drax este uh, este pregătit de masă și avem aceste pietrele infinitului, poate îmi spuneți voi de ce sunt incluse, însă nu, nu le voi scoate din suportul ăsta pentru că nu, nu am unde să le pun, adică nu cred că e o construcție în setul ăsta în care să le poți utiliza, deci o să le păstrez așa ca să nu le pierd. Și furculițele, haideți să aducem restul de construcții și să vedem exact ce am primit până acum în calendarul ăsta de Crăciun. Și uite așa arată toate cele 24 de uh, construcții pe care le primim în calendarul de Crăciun. Avem 6 minifigurine și 6 minifigurine foarte bune. Însă, din păcate, lipsește Gamora, Gamora? ceea ce nu-mi place deloc. Adică era doar încă o minifigurină de inclus și am fi avut toți gardienii galaxiei, am fi avut echipa complet, uh, completă. Din păcate, nu au inclus-o pe Gamora. Nu-mi place când LEGO face chestii din astea. Spre exemplu, și în... Uh, Milanoul ăla mare pe care l-au făcut acum relativ recent, din câte știu eu nu l-au inclus pe Drax. Și nu știu, nu-mi place când ai o echipă din asta de supereroi și lași unul deoparte ca să fii nevoit să cumperi un alt set ca să ai și minifigurina aia, nu... Nu-mi place genul ăsta de chestie, dar așa cum este, avem niște minifigurine bune. La Drax ne-am uitat mai înainte, îl avem aici pe Groot, care este și Groot, dar îndeplinește și funcția de pom de Crăciun. Acum avem Într-o zi am primit atașamentul ăsta cu bradul, într-o zi l-am primit pe grut. Foarte bine arată minifigurina asta, cred că e minifigurina mea preferată din acest set, foarte bune printurile, și pe picioare și pe corp, și foarte bună piesa asta pe care o avem, pe care o avem pentru cap. Această piesă specializată, are și un telefon. Nu o să ne uităm cu foarte mare atenție la minifigurinele astea, o să trecem așa puțin mai repede, dar îl avem aici pe Starlord, prima noastră surpriză pe care o primim este fața lui Chris Pratt, spre exemplu, vedeți că e aceeași față folosită și la Owen din Jurassic World, ceea ce e perfect normal, adică e același actor, e normal să arate la fel. Îmi plac printurile, îmi plac armele folosite, are și căștile astea la gât și aceste construcții la picioare care să reprezinte propulsoarele, propulsoarele, sale de rachetă. Îl avem pe rachetă racun cu Dita mai armă, uitați-vă și voi, e mai mare decât el, acest aruncător de flăcări care este folosit pentru a uh, găti acest uh, curcan sau acest pui gigantic, de ce nu focusează, of, așa, acesta este rachetă arată foarte bine. Uh, mini figurina. Haideți să-i scot chestia aia din mână ca să vedeți mai bine. Printurile sunt bune. Nu știu ce să zic de mulajul ăsta pentru cap, arată puțin ciudat așa din lateral, dar este ok. O avem pe Nebula care arată foarte bine. Are și ea un pulover de crăciun la fel ca și Drax, cu tasul acolo pe uh, pe puloverul ei. L-am aici aproape și eu pe uh, Thanos, ia uitați-l, dacă ar vrea să focalizeze, l-ați și putea vedea, perfect, acolo este Thanos, bine, este inclus în calendarul de Crăciun de anul trecut, dar nu știu de ce am simțit nevoia să vi-l arăt, Nebula arată foarte bine și pe spate o vedem pe Gamora și pe ea cu inimioară, pentru că sunt două surori care se iubesc, însă nu prea se iubeau ele la început și o avem pe Mentis, uh care arată și ea foarte bine. Antenele astea sunt piese cauciucate, de fapt tot părul este o piesă cauciucată. Ce nu-mi place la mine figurina asta, nu știu cât de bine o să vedeți. Antenele nu sunt realizate folosind injectare multiplă, ci sunt printate și printul nu e suficient de bun, adică avem puțin așa, se pierde acolo, e puțin tulbur, așa, nu-mi nu dă impresia de calitate și pe cutie arată ca și cum ar fi ca și cum ar arăta perfect, deci asta este false advertising, cum s-ar zice, și nu este ok. Se putea mai bine la această minifigurină, dar așa cum este, este în regulă și mă bucur că am primit acest personaj. Voi da minifigurinele la o parte ca să nu uităm foarte, foarte pe scurt la construcțiile primite. Avem aici un casetofon, îmi place foarte mult cum arată, printurile sunt foarte interesante. Vedeți și voi printul acela pentru casetă. Mi se pare că arată bine, are două borse, Asta nu știu ce ar trebui să reprezinte, adică e o casetă, dar nu știu restul construcției care e faza. Ar trebui să reprezinte un aparat de la mic în care bagi caseta și asculti muzica în căști sau ceva. În fine, aici avem construcția asta neinteresantă cu câteva scule și o dinamită. Avem o navă în miniatură, nu știu exact ce navă ar trebui să reprezinte, nu sunt cel mai specialist când vine vorba de Gardienii Galaxiei dar, spre exemplu, recunosc această navă ca fiind uh, o versiune în minatură a navei Milano. Avem Acadeaua, care ar trebui să fie Acadeaua pe care și-o dorea foarte mult uh, Mentis. Uh, Mentis și-o dorea sau Drax? Cred că Mentis, dacă ați văzut uh, uh, Guardians of the Galaxy Holiday Special, acel mini, acel mini film, avem o masă cu niște bunătăți. Avem omul de zăpadă, pentru că în fiecare calendar trebuie să avem un om de zăpadă. Ăsta are armura lui Thanos pe el, mi se pare că arată foarte bine. Avem această navetă în care poți să pui o minifigurină. Asta este făcută din trei construcții, cum ar veni, deci din trei zile puse la oaltă ca să obții această navă. Foarte interesantă piesa asta pentru sac în verde. Aici avem încă o navă în miniatură. Așa, focus, ce mai avem? Avem aici un cadou, nu știu exact ce e înăuntru, hai să vedem, avem pur și simplu o piesă, o piesă cafenie, nimic foarte interesant și cam asta este calendarul, adică avem aceste navete micuțe și mai avem această lădiță unde avem mai multe lucruri, avem săgeata lui Iondu, avem un ochi. Cred că e ochiul pe care îl dă Ups, a căzut Pe care îl dă rachet răcun lui Thor După aceea avem Ăsta cred că ar trebui să fie piciorul Pe care îl pune rachet răcun pe Pe Quill Să-l fure în primul film Și asta ar trebui să reprezinte bila aia În care este piatra infinitului Nu știu, m-am uitat și eu pe net Și cam asta mi-a fost dat de înțeles Dar, oameni buni, ăsta este calendarul Am făcut aici s-a adunat o grămadă de Lego aici în zona asta, dar avem niște minifigurine foarte bune. Sper că v-a plăcut episodul, dacă mai aveți episoade, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să dați un share, mă ajută foarte mult. Din nou, vă urez un fericit și sper să aveți parte și de un an nou bun sau mai bun decât cel care a trecut. Sper că v-a plăcut, noi ne auzim data viitoare, la revedere!